Când ultima dată ai fost acasă? Nu s-a schimbat mai nimic, nu-i așa? Așa arată țara în care te-ai întoarce? Dacă nu ai fi din Moldova, ai mai vizita-o? Trăind departe, deciziile guvernanților de la Chișinău nu te afectează direct. Totuși, te doare. Te doare pentru țară și pentru cei dragi rămași acasă. Chiar dacă trăiești în afara Moldovei, vrei o țară de care să fii mândru, în care cei dragi să trăiască bine, o țară capabilă să își protejeze cetățenii. Moldova nu e o așa țară. Mă numesc Dumitru Alaiba. Candidez în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 pentru circumscripția 51, SUA și Canada. M-am alăturat blocului Acum, unicul bloc de opoziție veritabilă din Moldova. Împreună avem viziune, avem un program național și avem capacitatea să-l implementăm. O să am următoarele priorități. Oportunități de investiții acasă. Diaspora vrea să investească acasă fără să participe la corupție. Oamenii ezită să investească pentru că nu au nici încredere în climatul de afaceri, nici informația necesară. O să promovăm un mediu de afaceri fără corupție și bariere administrative. Investim, diaspora va crea locuri de muncă acasă. 2. Sancțiuni pentru corupți. În calitatea mea de deputat, voi continua ceea ce am făcut până acum de pe o tribună mai înaltă. Voi lua deschis pentru investigații internaționale a cazurilor de corupție din Moldova și pentru sancțiuni personale contra celor ce instrumentează scheme de corupție sau lucrează pentru a ne distruge fragila democrație. Servicii publice calitative, inclusiv online. Cozile și birocrația favorizează corupția. Când vii acasă, trebuie să stai alături de cei dragi, nu prin cozi la instituțiile statului. Lucrurile trebuie făcute online, de la distanță. Dragostea de țară nu poate fi necondiționată. Vrem cu toții o țară cu care să ne mândrim. O țară în care cei dragi duc un trai decent acasă. Imaginează-ți că statul are o singură grijă, ca tu să reușești. Nu-i așa că gândul de a te întoarce acasă ar fi ceva mai puternic? Moldova poate fi o țară mult mai bună, o țară funcțională unde legile lucrează pentru oameni. Legile nu sunt o protecție pentru cei de sus, ci o garanție pentru noi toți. Dacă vrem un stat care să aibă grijă de noi, trebuie să eliminăm corupția din el. Astăzi Moldova nu este o așa țară pentru că cei ce o reprezintă au o singură prioritate, să-și umple buzunarele. O țară se construiește cu multă dragoste și dăruire, cu multă muncă a oamenilor buni, cu micile acte de curaj ale fiecărui din noi, curaj de a cere ceea ce ne aparține. E timpul ca din țara noastră să emigreze cei ce o fură, nu cei ce o iubesc. În ce fel de țară te-ai întoarce?